Salut, Ioneu. Bine, bă, nene, mă. Aici, mă, cu frații mei, cu vecinii mei, prietenii mei. Frumos, la un mititel, așa, de poftă, la o halbă de bere. Stilul ăla vechi, cum era frumos înainte, când venea lumea la Cirica aici. Și era la o bere, la... Băi, Valerica, mă bucur că ești cu noi la masă. Chiar ai o companie frumoasă aici. Așa. Mulțumesc și pentru invitație. O să fie și altele, dar tot așa, să te găsim fresh. Ok. Ok, dacă ești ca scorpionii. Deci, vă mulțumesc. Da, și când venim și cu mândra, să stăm la ceașul de Dio. Că nu sunt bine, să ne luăm. Găsim noi rățuști pe aici, pe niște lebădi, pe, pe lacul ăsta. Ce faci, Onele? Ce să facem? Uite aici la... Cu serveala aici... Vecinul. Vecinul cu... Asta prietenul tău bun, ce mai bun ai zis? Adevărat, prietena meu. Este și la fiul. Și pe urmă cu Adriana aici, cu... Suntem toți frumos la păi, mă simt bine că sunt cu voi aici, că vă simțiți bine. Sunt foarte bine, deci vă da. Mulțumesc, deci foarte bine. Vă invit, deci aici la ciuperi. Acum e bine rece, așa? Pai, stas, dea Dumnezeu să sedești de metaliu, mă. M-a răcorit pe inimă. Băi, am știut ce te doare, mă, băiatule, mă. Am înțeles. Următoarea stație, când o să venim următoarea dată, o să bem un vin roze. Cu apă minerală, cu alea, tu, cu o friptură. O să vezi tu, că eu nu vorbesc prostii. Așa e fratele meu, geamă. Da, cel mai bine așa, frumos, o să fii și... Bem un vin roze cu gheață, cu apă minerală, frumos, o friptură. Asta a fost pofta mea, să, bem, să mâncăm niște mici, să bem o halbă de bere. Foarte frumos, nu mai bine să fie. Doamne ajută. Vă spun sănătate și numai bine. I love you, frățiorul, și Doamne ajută. Doamne ajută, numai bine, sănătate. Doamne ajută și bani de 100 și de 500. Da. Ia de notat, am mâncat. Mersi. Viva la France. Azi, 1 septembrie, cu vecinii mei dragi și scumpi, la o halbă de bere, așa. La, ne-am făcut și noi pofta, că am avut și noi o poftă și mâine, poi mâine o să fie o altă poftă și mai bună.